Salutare! Astăzi vă prezenta un amestecător de vopsea și mortar de la firma Steinhaus, model Pro MX 1400X, cumpărat de la EMA cu suma de 200 de lei. Puterea nominală a motorului este de 1400 de W, are două trepte de viteză. Viteza 1 are o turanță de la 180 la 400 de rotații pe minut, iar viteza a doua are o turanță de la 300 la 700 de rotații pe minut. Diametrul paletelor este de 135 de mm, iar lungimea cablului de alimentare este de 3 metri. După cum se vede, are și soft start, adică pornire ușoară, și turanță variabilă. Deschidem cutia. Aici este certificat de garanție cu cele două perii de schimb și două chei pentru prinderea axului paletei și amestecătorul propriu-zis. Așa arată. Aici sunt treptele de putere. Aici e butonul de pornire. Butonul de blocare a întrerupătorului. Și reglajul turației. De la 1 la 5. Aici paleta, destul de groasă în carne, n-a făcut răbat la grosime, este tratată din două bucăți. Această tijă se înfletează aici, după care capătul celălalt se înfletează aici. După care se strâng ambele piulițe cu cele două cheie din dotare, cu aceste două cheie. O să o pun pe, nu știu dacă se focalizează bine pe treapta întâi de putere, aici. Și punem aici pe minim. Ar trebui să aibă o pornire ușoară. Și acum o vom pune pe treapta a cincea de viteză.
Iar acum o vom pune pe treapta a doua, la viteză maximă. Da, are o viteză mult mai mare, de 700 de rotații pe minut maximă pe treapta a doua. Iar pe treapta întâi, 400 de rotații pe minut. Mânerile sunt ergonomice, realizate aici, în partea aceasta, din cauciuc. Sunt foarte... stau bine în mână. Raportul preț-calitate, preț-calitate este foarte bun, la 200 de lei, cât am dat pe... Cam asta a fost despre acest amestecător. Sper că v-a fost de folos. Asta a fost tot, numai bine!